Avem imagini în direct cu sala sporturilor Olimpia din Ploiești, unde în etapa cu numărul 8 a Ligii Naționale de Basket Getica 95 se întâlnesc singurele formații care nu au reușit să câștige nicio partidă după primele 7 runde. Petrolul Ploiești și CSM Galați joacă în această seară în încercarea de a obține primul succes, doar una însă va avea această răsplată pentru cealaltă. Sezonul 2024-2025 va avea un start și mai rău. Două grupări care au bilanțuri de 0-7 pentru CSM Galați, respectiv 0-6 pentru Petrolul Ploiești. Fac această precizare pentru că Petrolul Ploiești are o restanță de disputat. Meciul contra celor de la UBT Cluj, greu de crezut că tocmai acela ar putea fi un joc câștigat de către echipa care astăzi are rolul de gazdă. Vă spun bun găsit tuturor, eu sunt Cosmin Petrescu și voi fi cel care va încerca să vă ghideze pe parcursul acestui meci. Sperăm unul măcar strâns, chiar dacă, repet, cele două echipe sunt ultimele din campionat. Două formații care clar după cum au început se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Vedem lotul celor de la Petrolul Ploiești astăzi. Lipsește în continuare Peter Kiș, jucătorul american născut din părinți români și maghiari în Statele Unite ale Americii, care are însă și cetățenie română și care, atât cât a jucat în actuala stagiune, a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai formației ploieștene. Îi vedem și pe doi dintre cei trei arbitri acestei partide, Marius Cilin și Alexandru Sandu. Alături de ei mai este Mihai Dumitrașcu, acesta este brigada care va conduce confruntarea, spuneam, ultimelor două clasate, confruntarea pentru prima victorie în actualul sezon, fie în favoarea celor de la CSM Galați, fie în favoarea Petrolului Ploiești. Nemanja Tomić este pe banca Petrolului, Florin Nini de partea cealaltă, omul care o pregătește pe CSM Galați. CSM Galați care vine după ce a pierdut la doar 8 puncte în etapa anterioară împotriva celor de la SCMU Craiova. Galațiul, de altfel, chiar dacă are acest bilanț fără niciun succes, a avut destule meciuri în care a stat acolo, în care a avut șansa ei de a câștiga. Spuneam, înfrângere la 8 puncte, etapa trecută la Craiova, meci pierdut la 10 puncte pe teren propriu cu CSM Târgu Mureș. Noi am avut, dacă vă mai aduceți aminte, în direct și confruntarea cu Dinamo, când până prin sfertul al patrulea Galațiul a jucat de la egal la egal cu această formație, dar în cele din urmă a trebuit să se recunoască învinsă. De partea cealaltă, pentru trupa lui Nemanja Tomić, înfrângerile au fost unele categorice. În ultima etapă, pierzând la Pitești 48-77, după ce în urmă cu două runde, un meci pe care noi l-am avut de asemenea în direct, au fost bătuți acasă 96-57 de către SCMU Craiova. Începe această partidă, primul angajament câștigat de către Petrolul Ploiești. Intercepția lui Ciotlăuș și un contraatac care aduce primele două puncte ale confruntării. Stachiț, Arțidze, Diaconescu, Laster și Rașoga sunt cei cinci titulari pentru echipa gazdă. În partea cealaltă, Morgan, Ilves, Ciotlăuș, Maistorovic și Kalenic, începând quintetul de start aliniat de Florini. David Rașoga acum aruncă pentru 3 puncte și scutură plasa. Rașoga are un sezon în care de la distanță procentajul lui e excelent, 50% cu aproape 3 încercări pe partidă, 8,4 puncte în medie pe meci, în timp ce Maistorovic aduce pe semicârligul de stânga alte 2 puncte pentru CSM Galați. Judecând după aspritatea înfrângerilor încasate de către cei de la Petrolul Ploiești și după faptul că CSM Galați a fost, repet, în multe meciuri destul de aproape de adversarele pe care le-a avut, în timp ce aici sunt 2 puncte pentru Petrolul Ploiești de la Țărțize, aș zice că oaspeții sunt astăzi favoriți. E mai de așteptat ca Galațiul să câștige această partidă decât invers. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Aruncare de 3 scufundată în plasă de către Lamar Morgan. Morgan este principalul marcator al Galațiului, 17,3 puncte în medie pe joc.
Stachy. Schimbare de direcție și o aruncare de la semidistanță care intră. Daniel Laster, jucătorul venit pe parcursul acestui sezon la Petrolul Ploiești, reușește să marcheze. Acum Ciotlăuș, Ilves. Maestorovici cu blocajul, Ciotlăuș în spatele arcului de cerc, e airball, n-a fixat cum trebuie acea aruncare. S-a și văzut că a existat o ezitare în momentul în care a vrut inițial să o tragă. Iar acum contraatacul cu DeMarcus Stachy este finalizat pe un coș marcat pe mâna dreaptă de către basketbalistul american. Stachy cu 14,2 puncte pe joc, cel mai bun marcator al ploieștenilor în actuala stagiune. Kalenic, Supanov, e coș cu faulta lui Ilves după această combinație perfectă între cei doi jucători. Foarte bine s-a strecurat acolo între doi adversari. Gregor Ilves, dar și pasa lui Kalenic este una care s-a dus exact în singurul loc în care doar Ilves putea să ajungă la minge, nu adversarii. Ilves, jucător estonian, a dus la începutul acestei stagiuni 9,2 puncte în medie pe meci. Se pare că, din păcate, Kalenic s-a accidentat la faza precedentă. Primește acum niște îngrijiri medicale. S-ar putea să fie vorba de o mică sângerare și atunci, conform regulamentului, să fi fost obligat să iasă de pe parchet. Laster din întoarcere, mingea se plimbă pe inel, recuperată în cele din urmă de către Lăsesny. Tot Lăsesny pentru Ciotlăuș. Faultul lui Laster. Spuneam Daniel Laster. Venit pe parcursul sezonului. Aruncare de la strâng distanță bună. Două puncte pentru Lăsesny. Care a lipsit în startul campionatului lui Florin Nini, n-a evoluat în primele trei partide din cauza unei accidentări. A intrat Corpodean pentru ploieșteni, îngelăsat aici de Diaconescu pentru Stachy, din nou Diaconescu, Supanov, de lângă Lăsesny, pe semicriligul de stânga, ratează aruncarea recuperată de Ilves, tot el pe contraatac îl găsește pe Morgan și tripla iese din coș, fiind urmărită până la urmă de către Zonte Țarțidze, Rașoga. Două libere. Greșeală personală comisă de către Ilves după această fază, la care s-a dus hotărât David Rașoga. Un jucător în vârstă de doar 16 ani, basketbalist care a făcut parte din Naționala României, ce a obținut promovarea în divizia A la categoria sub 16 ani. Categoriile sub 16 ani și sub 20 de ani la masculin, respectiv sub 16 ani la feminin, fiind cele care au promovat în această vară în divizia A și în 2025, pentru prima oară în istoria de când există acest sistem cu divizii valorice, țara noastră va fi reprezentată în divizia A la trei categorii diferite. Aruncare de trei perfectă pentru Lăsesny. Niciun fel de ezitare în momentul în care a văzut că are puțin spațiu acolo la dispoziție și vin astfel punctele de la distanță pentru basketbalistul cu cetățenie suedeză. Mingea acum la stat, departe la Țarțidze, care face pași. A sărit, a vrut să paseze și a dat seama că dacă ar da drumul la minge ar fi o intercepție. A încercat să o ajusteze în timp, să dribleze, dar n-a mai fost timp. A mai avut când să facă acest lucru. Lăsesny, Morgan. Pasă cu Boltă. Mingea la semicriligul de stânga, ratat de Maestorovic. Jocul însă oprit pentru un faul la recuperare împotriva ploieștenilor. Va rămâne posesie pentru CSM Galați.
Ilves la repunere. O pasă pentru Cioplăuș, care produce acolo contactul cu Stachy și reușește să obțină alte două aruncări libere pentru CSM Galați. Un sezon în care Marius Cioplăuș are 8 puncte și 7,6 recuperări în medie pe partidă, capitolul urmăririlor fiind unul la care este liderul formației. Cioplăuș a venit la această echipă în 2020, al cincilea sezon pe care îl petrece sub comanda lui Florin Ini. A fost atunci transferat de la FC Argeș Pitești după sezonul neîncheiat din cauza pandemiei de COVID-19. În lungul carierei Cioplăuș a mai jucat preț de 4 sezoane la SCM Craiova, un an la Dinamo și, așa cum vă spuneam, la FC Argeș Pitești, unde a stat preț de 3 stagiuni. Aruncare de 3 a lui Stachy, perfectă, în spatele arcului de cerc, în actualul sezon, are 32% procentaj. Se pare că este abatere de 8 secunde împotriva Galațiului. Ce eroare! Și fără ca Petrolul să facă un pressing foarte agresiv. N-a fost vorba de așa ceva. Tarcize de 3. Prea lungă aruncarea. Urmărirea lui Ilves vrea să dea drumul repede la minge, dar mai rău face. Cioplăuș nu avea cum să ajungă la întâlnirea cu acest balon decât dacă avea un taxi comandat dinainte. Posesie pierdută de către CSM Galați, a doua consecutivă. Nu comiseseră niciuna până la aceste două faze la rând, în care nici măcar n-ajung în jumătatea de atac. Stachy, o pasă pentru Tarcize, care se oprește fără să se uite la coș, în spațiu de 3 secunde. Stachy de la centrul terenului, era ultima secundă de atac, e airball și este minge pentru Galați. Ilves a intrat între timp și Codruț Dinu. Este cel care se apăra la conducătorul de joc din Estonia, Lăsesni. Atacă inelul, aruncare grea, tot el urmărește și pe cel de-al doilea efort. Reușește să ajungă la 7 puncte marcate după a doua lui recuperare. 19 la 14 pentru CSM Galați. Stachy, pasă trimisă pentru Negoițescu. Primele minute și pentru Vlad Negoițescu pe parchet, Corpodean acum îl angajează pe Negoițescu, se mică ligul de stânga, este aruncarea scurtă recuperată de Morgan. Ilves, Lăsesni din nou, trece la treabă cu Corpodean în spate, ratează aruncarea, prinde Cioplăuș, încercat să o arunce într-un Stachy care însă a avut brațele active și a prins această minge lăsată acum pentru Corpodean, tripla, e bună! Primul coș al lui Corpodean, al treilea de la distanță pentru Petrolul Ploiești din 5 tentative. Diferența scăzută din nou la doar două lungimi. Lăsesni, Storovici, Morgan. Este un fault pe care comite aici Tarcize. E a cincea greșeală de echipă pentru Petrolul Ploiești, astfel că vor fi două aruncări libere pentru Craig Lăsesni. Avem un jucător pe care CSM Galați l-a adus la începutul acestui sezon, însă, din nefericire pentru Florin Mini, el nu a putut juca. De asemenea, în primele trei etape de campionat, fiind accidentat. Lăsesni este component al naționalei Suediei. A evoluat în stagiunea anterioară pentru Art Giants, unde a avut aproape 10 puncte pe întâlnire. Pătrunderea lui Stachy, este oprit jocul. Întrebarea este dacă îi se oferă continuitate lui Stachy. Cred că da, mi s-a părut că era deja pe cei doi pași în momentul în care s-a auzit fluierul.
Și ar trebui să fie coș valabil, da. Coș valabil pentru Stachi, o aruncare liberă suplimentară prin care poate să-și apropie echipa la un singur punct. La linia de libere, în actualul sezon, 71% procentajul lui Stachi, ratează aici, prinde Corpodean. Negoițesc cu tot pentru Corpodean, care își asumă aruncarea de la semi distanță și o face cu precizie. Floriștul egalează la 21. Corpodean ajunge la 5 puncte marcate. Maestorovici, Osesni. Lamar Morgan de 3. A doua reușită de la distanță. Un meci în care Morgan și-a asumat 3 aruncări de acolo. 42% procentajul său în actualul sezon. Stachi evadează prin defensiva adversă și după ce a păcălit întreaga apărare a Galatului și scrie ușor cele două puncte de lângă Irel. Morgan acum pentru Ilves. S-a angajat Maestorovic lângă Diaconescu, îi scrie Dinu. Diaconescu. Foarte frumos acest cârnic în una stângă, fără să folosească panou. Multe puncte deja între cele două grupări. Alt ritm în această întâlnire față de ceea ce am văzut la meciul de mai devreme între Timișoara și Craiova. Ratează între timp la Morgan. Corpodean a recuperat. Stat. Nou Corpodean. Intră în trafic și este faultat, dar Galațiul mai avea două de dat. Nu va fi excursie la linia de libere pentru Vlad Corpodean. Greșeala care aparține lui Lamar Morgan, prima pentru el, va oferi posesia din lateral pentru Petrolul Ploiești. Negoițescu și Stachy sunt înlocuiți de către Tomici. Este și Morgan în partea cealaltă pentru Gălățeni. Codruz Dinu pe pătrundere cu mâna stângă și Ploieștiul conduce. Finalizare frumoasă a lui Codruț Dinu. Jucător care evoluează astăzi abia pentru a treia oară în această ediție de campionat. Urmărire ofensivă și două puncte pe cea de-a doua șansă și de la Maestorovic. Ultimul minut al primului sfert. Rașoga. Diaconescu. Pentru același Codruț Dinu, care îl cheamă pe Țartidze la blocaj, apasă pe Trăgaci. Mingea este în cele din urmă recuperată ofensiv de Diaconescu și scoate două libere. ...6,7 puncte în medie pe meci, alături de 4,5 recuperări pentru Lorenzo Diaconescu, jucător în vârstă de 20 de ani. Vine după ce, în etapa precedentă, a marcat 11 puncte contra celorlalți și și-a stabilit cea mai bună performanță stagională în ceea ce privește recuperările. A avut 8 contra piteștenilor. Oricum, o creștere netă. Și 2,2 recuperări. A intrat Mihnea Vlai pentru CSM Galați, alt jucător tânăr. Tot el primește aici, aruncă de 3 și scutură plasa, fără niciun fel de ezitare. Mihnea Vlai cu popa marchează într-un loc de unde are 50% procentaj în actuala stagiune. Puștul de 18 ani, având foarte mult curaj atunci când vede că lumina verde e pentru el. Trage și Rașoga de 3, tot 50% e procentajul, dar cât milion a avut aici, după ce era să aibă foarte mult noroc. La secundă, aspectului întâi, mingea era să îi intre cu panoul, ceea ce clar nu fusese aruncarea dorită, dar până la urmă s-a plimbat secunde bune pe inel și a căzut de acolo, astfel că CSM Galați termină în avantaj un prim sfert în care asistăm la o explozie ofensivă. 31-29 este scorul la capătul primelor 10 minute. Un meci în care cei mai buni marcatori sunt Demarcu Stachy pentru Petrolul Ploiești, respectiv Greg Lăsesni pentru
CSM Galați. Ambii au câte 9 puncte înscrise până în acest moment. Vă reamintesc că astăzi este Black Friday și platforma Prima Play a pregătit o mega ofertă pentru iubitorii de competiții sportive. În perioada 8-10 noiembrie, la 6 luni de abonament, veți primi una bonus, iar la achiziția unui abonament pe un an o să primiți cadou 3 luni în plus. Astfel, puteți vedea un portofoliu amplu de transmisiuni interne și internaționale ce cuprinde starurile din Champions League, meciurile românilor din Europa League, duelurile palpitante din Conference League, dar și înfruntările tricolorilor din Nations League, precum și campionatele de top ale Europei. Tot în aplicația Prima Play se văd și meciurile din Liga Națională de Basket, precum și partidele din Eurocup, inclusiv toate meciurile jucate de campioana României cu Banca Transilvania. Detalii suplimentare despre campanie găsiți pe site-ul privasport.ro, acolo unde sunt și termenii și condițiile de utilizare. Ne pregătim aici pentru startul celui de-al doilea sfert. Procentaje excelente din acțiune pentru ambele grupări. 61% au atât ploieștenii cât și gălățenii la capătul primelor 10 minute. 42% la aruncările de 3 pentru Petrolul Ploiești, 3 din 7, respectiv 57% pentru CSM Galați, 4 din 7 pentru trupa antrenată de Florinini. Spuneam, principalii marcatori sunt Stachi și Lăsesni, câte 9 puncte pentru fiecare. Podean, al cărui coș de 3 îl revedem aici, are 5 puncte până în momentul de față. Mihnea Vlaicu este cel care conduce prima acțiune a actului secund. Lăsesni, sub panou, Maistorovici, care se întoarce, pasează. De acolo mingea pleacă de la Axinte pentru Vlaicu. Sunt primele minute și pentru Dragoș Axinte în această confruntare. Obține faultul și urmează două aruncări libere pentru basketbalistul venit de la CSO Voluntari. La începutul acestui sezon, aici la CSM Galați, Ținte cu 2,2 puncte în medie pe confruntare până în momentul de față. El a debutat în Liga Națională de Basket în 2020, juca atunci pentru FC Argeș-Pitești. A evoluat în primele sale două sezoane de carieră sub comanda lui Tudor Costescu la FC Argeș-Pitești, după care în precedentele două ediții de campionat a jucat la CSO Voluntari, avându-i antrenori pe Ceau Țocolici la început și ulterior pe Ainas Bagatskis. Corpodean, Laster, lăsesc din spate, Laster aruncă de pe un picior, mingea recuperată de Maistorovici. Laicu Popa pentru nou intratul Cuxhausen, primele minute și pentru el. Lucru Xauzen cu 13,5 puncte pe confruntare în actualul sezon. Încă o dată Vlaicu pentru Lăsesni. În 3 secunde aruncarea este imprecisă. Recuperează Țarțiță. Rașoga. Lasă cu podeaua pentru Țarțiță. Mijan Colt, Stachi de 3. Kabum! 12 puncte pentru DeMarcus Stachi într-un meci în care are 2 din 3 la aruncările de afară. Pasă decisivă și o recuperare de asemenea pentru basketbalistul american Cuxhausen pentru Maistorovici. Ratează aruncarea după ce a fost împiedicat de Țarțiță să o aibă ușoară. Contraatacul cu Stachi, mingea pusă pe panou, cade în coș. 5 puncte la rând pentru DeMarcus Stachi și Petrolul preia conducerea. Este 34-32 în duelul suferinței din Liga Națională de Basket Etica 95. Vă reamintesc, singurele echipe care după 7 etape nu au obținut nicio victorie pentru una dintre aceste formații. Agonia se va amplifica, ajungând la 8 etape fără succes. Pentru cine câștigă această partidă, se vede ceva lumină în privința obiectivului de a evita retrogradarea în actualul sezon.
Vlaicu scoate pentru Coxhauser, aruncare de la distanță, care cade pe inel, dar este recuperată de Corpodean. Rașoga, pe contraatac, blocat de la Sesni. A fost prea încrezător aici, minge la Coxhauser, de data asta de la linie. Rezultatul este însă identic, tot ratare, și la Sesni obține un angajament 1-1, la care se va merge pe regula posesiei alternative, astfel că, având în vedere că CSM Galați a avut prima acțiune ofensivă a sfertului al doilea, Petrolul Ploiești este formația care va primi posesia. Este Rașoga, revine Dinu, în partea cealaltă înlocuit și Axinte, către Florin Nini. Laicul ia agresiv pe Dinu, care atacă inelul și se duce până la capăt. Acțiune solitară lui Codruț. Dinu l-a depășit destul de ușor pe Vlaicu, dar nici n-a avut acesta parte de vreo rotație din partea celorlalți coechipieri. La țin defensivă, Cuxhausen pe pătrunde, protejează aruncarea, faultat de Dinu. Vor fi două aruncări libere. Pe 15,5 puncte în medie pe întâlnire pentru Drew Coxhausen în actualul sezon. Stagiunea anterioară a jucat pentru Koroivos, formație din al doilea eșalon al campionatului Greciei. 14,3 puncte într-o 2,5 pase decisive în Liga a doua din Grecia. Acesta este al treilea său sezon pe care îl petrece în basketul profesionist, după ce a evoluat și pentru Tbilisi în Georgia. Înainte de asta, 5 sezoane petrecute în campionatul universitar, unde a schimbat numai puțin de 4 instituții de învățământ. Cavern State, Western Nebraska, Magnesi State și Northern Colorado, cele 4 universități pentru care a evoluat în cariera de student, Drew Coxhausen. Coxhausen acum, prin blocajul lui Țarțidze, liber la 3, dar continuă procentajul excelent de la distanță pentru Petrolul Ploiești. Sunt 5 din 9 în acest moment. Kalenic, aruncare de 2 puncte, urmărită de către Dinu. Se apără foarte bine Vlaicu și obține o posesie suplimentară pentru Galați, pe care Coxhausen o transformă în 2 puncte după ce a reușit să se strecoare prin defensiva adversă. Insistențele lui Migna Vlaicu Popa duc așadar la un atac câștigat de CSM Galați, la o minge pierdută de Petrolul Ploiești. În partea cealaltă e faul la Kalenic. Vor fi 2 aruncări libere pentru Țarțidze. Am văzut încă o dată această acțiune la care Țodne Țarțidze a scos contactul cu Andrei Kalenic. Țarțidze așadar, 2 aruncări libere, jucător georgian, care a făcut însă colegiul în Statele Unite ale Americii. A jucat pentru North Dakota, 9,3 puncte. Țarțidze este așadar la primul sezon profesionist. Treia în care Iaconescu, Dinu, schimbă partea, riscant a fost această pasă care a ajuns totuși la Laster și sunt alte 2 aruncări libere. Daniel Laster, la linia de fault pentru 2 încercări. Dinu,
venit pe parcursul acestui sezon după ce jucase ultima oară în Japonia. Liga japoneză de basket este la 15,1 puncte și 4,3 recuperări în medie pe confruntare. Morgan și pentru el excursie la linia de libere, dar a fost o aterizare nu tocmai plăcută. Se pare că este în regulă totuși la Lamar Morgan, care a fost faultat aici de către Stucky. Cred că Stucky nu se aștepta ca Morgan să se oprească și să sară atât de repede. S-a cam băgat acolo sub el, dar nu știu dacă a fost ceva intenționat. Două aruncări libere așadar pentru Lamar Morgan, venit din campionatul Islandei. Americanul a jucat pentru Reykjavik. El mai evoluase înainte în Liga a doua din Spania pentru Almansa, dar și la două formații din Portugalia. Formații mai puțin cunoscute, Iliabum Clube și Maia Basket, este numele acestora. Stucky, Tarțidze, angajat Laster, la marginea spațiului de 3 secunde. În mod normal e mai puternic decât Morgan, frumoasă pirueta și finalizarea este una frumețe din partea lui Daniel Laster, care ajunge la 6 puncte marcate. Intercepție pentru Stucky. Petrolul caută să contraatace. Stucky pentru Laster Slam. Da, și e timeout cerut către Florin Nini, după ce consemnăm cea mai mare diferență de scor înregistrată între cele două formații. Petrolul Ploiești are 9 puncte avans într-un meci în care CSM Galați, spuneam, pornea ca favorită și a condus la un moment dat la 6 puncte. Repet, statutul ăsta de favorită îl putem acorda lui CSM Galați prin prisma înfrângerilor care au arătat altfel decât cele ale Petrolului. Altfel, ambele formații sunt, repet, fără succes în actuala ediție de campionat, dar Petrolul Ploiești nu a pierdut în această ediție de campionat niciun meci la vreo diferență formată dintr-o singură cifră. Cel mai aproape a fost în duelul din startul sezonului contra Coronei Brașov, unde a pierdut la doar 10 puncte. A fost învinsă în mod decent, aș zice, la 16 la Oradea, mai ales având în vedere numele adversarului, dar probabil că nici orădenii, care între timp s-au calificat în top 16-le FIBA Europe Cup, nu mai au cum să piardă locul întâi în grupa din care fac parte, în urma victoriei obținute contra estonienilor de la Parnus Adam. În rest, Petrolul a pierdut la 26 de puncte pe teren propriu cu Târgu Mureș. Asta, meciul pierdut 63-98 la Voluntari și, spuneam, 57-96 contra Craiovei pe teren propriu, partidă pe care am avut-o în direct la Prima Sport, și 48-77 la Pitești săptămâna trecută. De asta, faptul că au fost dezmembrați de adversari în ultimele etape față de CSM Galați, care s-a luptat în toate meciurile, îi oferea echipei vizitatoare statutul de favorită. Dar până acum lucrurile nu stau așa. Trollul reușește să facă un meci mai bun decât adversarul și se poate distanța la o diferență formată din două cifre dacă va marca acum, pentru că este foul ofensiv. Alt turnover pentru CSM Galați, al șaselea. Stucky, cel mai bun marcator al partidei, conduce ofensiva pentru Ploiești. 14 puncte cu 3 pase decisive pentru el. Stucky îl găsește pe Laster. Acesta e aproape să piardă o minge pe care totuși o controlează. O trimite lui Corpodean. Umărul pe adversar, aruncare perfectă. Corpodean ajunge la 7 puncte, mărind avantajul la 11 pentru Petrol. Vlai. Goldshausen.
Szczesny refuză aruncarea de 3, se apropie de coș, ratează de acolo, recuperează Morgan ofensiv, însă nici el nu poate să fructifice oportunitatea de care a beneficiat. Minge pusă scurt de la jumătate de metru de inimă. Stachy. Corpodean, tot pentru Stachy. Laicul lângă el, Stachy scoate spre un Dinu care n-are pe nimeni în cartierul vecin. Și tripla este de la sfârșită de metru. Sunt 6 din 10 la aruncările de afară pentru Bucureșteni. 51 la 37 pentru echipa gazdă. Vlaicu pentru Maestorovic, post foul al lui Diaconescu. Prima greșeală personală și două aruncări libere pentru Luca Maestorovic. În sezon în care schedualistul gălățenilor are 13,4 puncte și 7,3 recuperări în medie pe partidă. Maestorovic, jucător sârb, venit după ce a evoluat la Chelia în Estonia în sezonul precedent și la Jedinzvo în Muntenegru. Ea a fost una dintre adversarele celor de la CSO Voluntari în European North Basketball League, care echipa iufoveană a mers până în finala competiției. De joacă aici apărarea în pressing a gălățenilor, jucătorii lui Nemanja Tomić. Rașoga pasează pentru Dinu. Acesta a făcut semnul lui Leicester să traverseze. Diaconescu pune blocajul. Dinu trimite aici pentru Daniel Leicester, care se pare că a fost faultat de Morgan. Nu e situația de penalizare. Avem și timeout. Timeout solicitat cu 3 minute și 10 secunde. La finalul sfertului cu numărul 2, un timeout care îmi permite să vă amintesc că din această etapă nu mai avem, din păcate, altă întâlnire cu basketul. Interesante care se vor juca pe parcursul zilei de mâine. Cele mai atractive, în opinia mea, fiind meciurile Oradea Dinamo, mai ales că este și debutul lui Roger Grimau, fostul antrenor al lui FC Barcelona, care a semnat pe 3 ani cu Dinamo în această săptămână, iar Dinamo vine după ce a învins-o pe UBT Cluj, deplasându-se acum pe terenul singurei formații neînvinse din această ediție de campionat. Steaua Corona Brașov mi se pare iarăși un meci atractiv, în condițiile în care Corona Brașov e pe locul al doilea. 6 victorii și o înfrângere, însă Steaua a arătat că poate să se dueleze cam cu oricine actualul sezon, chiar dacă bilanțul nu este unul pozitiv, 3 victorii, 4 eșecuri pentru echipa antrenată de Ciprian Enache. Derbiul Ardealului stârnește de fiecare dată pasiuni. UBT Cluj, CSU Sibiu, mai ales că o prinde pe UBT Cluj într-o situație nu tocmai roz. Au fost folosite echipamentele roz în lupta contra cancerului la sân. Un obiectiv măreț și un obiectiv foarte frumos pe care și l-au propus și anul acesta oficialii clujeni. Dar rezultatele, ultimele două meciuri, au fost dezamăgitoare. Înfrângere la București cu Dinamo și înfrângere clară la Ankara în Eurocup cu Tur Telecom. Iar meciul dintre CSU Voluntari și Rapid București, iarăși, este o partidă care ar fi meritat atenția noastră. Dar, după cum am mai spus-o și în alte rânduri, majoritatea echipelor pe care le-am numit, sau măcar una dintre cele două formații implicate în aceste dueluri, joacă în cupele europene și astfel n-au cum să evolueze în cursul zilelor de vineri sau luni, atunci când este spațiu în programul televiziunilor de sport, pline altfel grilele pe parcursul weekendului. Etapa viitoare va fi însă diferit, vom avea 4 meciuri din Liga Națională. Trage Corpodean, ratează aruncarea de 3. Să revin cu detalii asupra programului săptămânii viitoare. Cuxhausen, minge aruncată de Ilves, recuperarea lui Rașoga.
Laster schimbă partea, Țarțidze de 3. Una dintre rarele ratări ale ploieșterilor de la distanță. 6 din 11 au în acest moment. Ilves, Morgan, Storovic joacă sub coș, scoate pentru Cuxhausen, care intră în trafic, aruncare dificilă, care se duce plasă. Drew Cuxhausen cu 6 puncte astăzi, alături de o pasă decisivă, reduce diferența la 10 puncte între cele două echipe. Arașoga, Corpodean, Laster de 3, faultat. Urmează 3 aruncări libere pentru Daniel Laster. În urma acestui faul făcut aiurea, sau în fine făcut în încercarea de a nu lăsa pe Laster să tragă liber la distanță. A închis târziu acolo Ciotlăuș și se pare că i-a luat brațul lui Laster. Nu mai sunt convins după această reluare că a fost așa, dar nici n-am avut parte de cel mai bun. Prima aruncare este ratată către jucătorul care evoluează astăzi pentru a treia oară la Petrolul Ploiești în acest sezon. 17 puncte la debut contra lui SCM-ul Craiova, doar 9 puncte în etapa anterioară la Ploiești. Ilves, Ciotlăuș. Nou Ilves, merge trimisă pentru Morgan, aruncarea de 3 în acție. Trei din 4 de la distanță, 10 puncte pentru cel care tocmai a devenit cel mai bun marcator al formației vizitatoare. Stachy nu poate să răspundă. Recuperează Ilves, lansează contraatacul, pas adăugat al lui Morgan și finalizare pe lângă Negoițescu. 5 puncte consecutive aduse de la Mark Morgan. Pas adăugat foarte frumos aici, nici vorbă de pași, așa cum cerea Negoițescu. A fost acțiune corectă a basketbalistului american și este timeout pe care îl solicită Nemanja Tomić în urma acestei apropieri în partea celor de la CSM Galați pe finalul primei reprize. Fiind întrerupt jocul, pot reveni cu detalii referitoare la transmisiunile viitoare. Spuneam, săptămâna viitoare avem două meciuri din Eurocup, ambele din grupa B, din care face parte și campioana României. Mai întâi marți de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 3, confruntarea dintre Valencia și Cedevita Olimpia Ljubljana. Iar apoi miercuri pe Prima Sport 1 de la ora 19, UBT Cluj, Lietka Belispane, Vejis. Iar din runda următoare a Ligii Naționale de Basket, CFK 95, vom avea vineri de la ora 19, în data de 15 noiembrie, CSU Sibiu, CSM Oradea, meciul respectiv se vede pe Prima Sport 3. Sâmbătă, 16 noiembrie, un double header pe Prima Sport 5, Corona Brașov, UBT Cluj de la ora 18, respectiv Rapid București, FC Argeș Pitești de la ora 20, iar runda cu numărul 9 se va încheia luni 18 noiembrie cu meciul din jungla din Târgu Mureș, CSM Târgu Mureș, Steaua București, partida respectivă fiind cel mai probabil pe Prima Sport 2, încă nu este desemnat pe canalul pentru acea confruntare. O să revenim cu detalii oricum la meciurile următoare, plus, așa cum vă spuneam, puteți accesa site-ul primasport.ro pentru a afla programul canalelor noastre. Recuperarea lui Lăsesni, păratarea lui Stachy venită în urma timeout-ului cerut de Nemanja Tomić. Dacă asta a fost schema desenată de către el, poate a vrut un atac rapid pentru a avea șansa de a arunca de două ori la coș față de o singură dată pentru adversar pe finalul sfertului. Obține Lăsesni faultul. Sunt două aruncări libere de care urmează să beneficieze basketbalistul suedez. Astfel că o diferență care era de 14 puncte în urmă cu puțin timp poate fi redusă la doar 5, în cazul în care Lăsesni își transformă ambele aruncări de care beneficiază. 2 din 2 are astăzi la libere, 73% procentajul său în actualul sezon. Prima aruncare este ratată.
Revine cu sarcini defensive Popa, cu a doua liberă transformată de către Blasesni. Cronometrul de atac este oprit, doar cel de joc mai funcționează în momentul de față. 12 secunde până la finalul actului secund. A fost Rașoga, mingea scoasă de Corpodean, Laster de 3, bingo! Este al șaptelea de la distanță pentru Petrolul Ploiești, care termină cu un avantaj de 9. Prima jumătate, Daniel Laster cu 13 puncte. Este al doilea marcator al formației gazdă. Prima lui reușită de la distanță după pasa decisivă a lui Corpodean, care a livrat al doilea asist în meciul de astăzi. Stachi cu 14 puncte este principalul marcator al jocului de partea cealaltă pentru CSM Galați. Cei mai buni la capitolul punctelor marcate sunt Lamar Morgan cu o duzină de puncte, respectiv Craig Lesesny, venit de pe bancă, centrul lui 10 puncte, 3 minute până în acest moment. Pauza așadar la Ploiești, 56-47 pentru CSM Galați. Iar dacă se întâlnesc ultimele două clasate și singurele formații fără victorie după primele 7 runde din Liga Națională de Basket GTK 95, meciul din Sala Olimpia a fost unul plăcut, unul curit și cu multe puncte. Petrolul Ploiești conduce CSM Galați 56-47 la capătul primelor două sferturi, cu DeMarcus Stachy, principalul marcator. 14 puncte pentru el, secundat din echipa ploieșteană de Daniel Laster cu 13, în timp ce de la oaspeți cel mai bun marcator este Lamar Morgan cu 12 puncte, alte 10 venind pentru Craig Lesesny. Din spatele arcului de cerc, Petrolul Ploiești a avut 7 din 14 în prima repriză, 5 din 13 de partea cealaltă pentru CSM Galați, formație care a ajuns un pic mai des la linia de libere. 12 libere transformate din 15 aruncate față de 9 din 12 de partea cealaltă pentru ploieșteni. Și tot Galațiul este gruparea care a câștigat bătălia la recuperare până acum. 19 mingi prinse sub cele două panouri, cu 6 mai multe decât are Petrolul Ploiești. Formație care însă a avut mai multă grijă să nu piardă mingea. 4 turnovers pentru Petrolul Ploiești, 7 de partea cealaltă pentru CSM Galați. Ne pregătim acum pentru startul sfertului cu numărul 3. Prima posesie va fi a oaspeților. Lesesny obligat de către Marius Ciulin să își aranjeze echipamentul în mod regulamentar, cu maiul băgat în pantaloni. L-am mai văzut pe Marius Ciulin solicitând clar respectarea regulamentului din punctul ăsta de vedere și la meciul dintre Steaua și Dinamo, când a obligat un jucător al Stelei care nu a vrut să respecte această decizie să meargă pe bancă, să facă schimbare și să se aranjeze acolo dacă vrea să mai revină pe parchet. Gălățenii ratează prima aruncare a sfertului cu numărul 3, Stachy pentru Laster. Acesta aruncă de la semidistanță și o pune în coș dintr-o poziție foarte dificilă, devenind principalul marcator al meciului cu 15 puncte. În partea cealaltă, Lamar Morgan evită capacul și imprimă efectul corect pentru ca mingea să ia panoul și să cadă în plasă. Stachy. Morgan în apropierea lui, pasă pe care Ciotlăuș o deviază, dar rămâne în continuare tot Petrolul în ofensivă. Rașoga, Laster, încă una de la semidistanță, de data asta se învârte pe inel, este recuperată de Ilves. Ciotlăuș pentru Lesesny, oferita de dreapta e pusă aiurea. Recuperare pentru Petrolul cu DeMarcus Stachy. Diaconescu, Țarțidze, tot el pleacă pe mâna stângă, are ceva dificultăți în a mai controla această minge, dar scoate totuși un fault la Mark Morgan. Este jucătorul sancționat cu a doua greșeală personală după ce îl împiedică pe Țotne Țarțidze să arunce. Asta spun arbitrii. Sunt două aruncări libere pentru Țarțidze. Nu sunt 100% convins că voia să trimită mingea spre coș, dar
N-avem de unde să știm exact ce era în mintea lui Țarțidze. Se ridicase, a primit liberele și o transformă acum pe prima, ajungând la 7 puncte marcate într-un meci în care mai are 4 recuperări și o pasă decisivă. A doua ratată recuperată de Ciotlăuș. Ilves trece de Rașoga, pasează la Ciotlăuș, mai departe la Lăsesni, schimbare de direcție, atacă inelul, capacul lui Țarțidze și acum Diaconescu pentru Stachy. Minge Supanou, Laster, Diaconescu, conexiunea iese, 12 puncte avans pentru Petrolul Ploiești. Cea mai mare diferență între cele două echipe a fost de 14 pe parcursul sfertului al doilea, tot în favoarea ploieștenilor. Maistorovic, Ciotlăuș, s-a ridicat acolo destul de târziu, a obținut faultul la Rașoga, dar cred că dacă era mai rapid, marca și cele două puncte, poate lua și faultul, poate punea 3 pe tabelă la aceeași acțiune. Aici, așa sunt două aruncări libere pentru Marius Ciotlăuș, 4 puncte cu 5 recuperări. Actuala confruntare, prima aruncare ratată. A intrat cea de-a doua, 61-50, Stachy. Caută să-l fixeze aici pe Ilves, cu umărul pe el, marchează cu panoul, după ce acel bump a fost suficient pentru ca distanța dintre cei doi jucători să-i fie favorabilă conducătorului de joc de la Petrolul Ploiești, Lamar Morgan. Însăritură pentru Kalenic, departe la Ilves, din nou Kalenic, o lasă să zboare, la urmărire Țarțidze și Maistorovic. Fault asupra acestuia din urmă și Galațiul continuă să domine lupta sub cele două panouri. Dar până acum acest lucru se pare că nu este suficient, chiar dacă gălățenii au cu 6 recuperări mai multe decât adversarii. Ilves cu ceva probleme la repunere, îl găsește până la urmă pe Ciotlăuș. Acesta retrimite la Ilves, Supanou, Kalenic, semicâdicul este scurt. Laster este cel care a recuperat. Stachy o caută de 3, la urmărire Maistorovic ajunge înaintea lui Stachy. Contraatacul cu Ciotlăuș din săritură pentru Maistorovic pe mâna stângă. Acesta reușește să găsească 2 puncte prin care ajunge la un total de 10. 4 din 6 din acțiune pentru Maistorovic, 2 recuperări de asemenea. Stachy, aruncarea de 3 a lui Laster, se duce țeavă și sunt 8 din 16 pentru Petrolul Ploiești, care își păstrează procentajul excelent la triple, din ce Diaconescu îl faultează pe Maistorovic, a treia greșeală personală. Va fi înlocuit de Nemanja Tomić, care preferă să îl protejeze pe jucătorul său. Ce privește acumularea unei a patra greșeli personale. Apare foarte bine Kalenic și marchează de sub coș primele puncte pentru sevaristul gălățean. Treia sezon pe care îl petrece la această formație. Kalenic transferat de la Dinamo, aruncare de 2 pentru Laster, dar omul e în mână. 20 de puncte pentru Daniel Laster. Kalenic, Morgan, Ilves, Maistorovic pune blocajul, Ciotlăuș, din nou pentru Maistorovic, primită la Kalenic, aruncarea din colț este scurtă, recuperarea lui Rașoga pentru a doua oară în acest meci, Corpodean pentru Stachy, este pozițional acum pentru Petrolul, la adăpostul unui avantaj de 14 puncte, refăcut așadar cea mai mare diferență înregistrată între cele două formații. Laster caută să o mărească, dar e faultat. Al treilea fault și pentru Maistorovic. Să vedem dacă
Tactica lui Nemanja Tomić este aplicată și de Florin Nini. Sau dacă el îl va lăsa pe Maestorovic să joace în ciuda celor trei greșeli personale. Nu, îl schimbă. Îl schimbă și revine Craig Lesesny. Corpodean acum angajează pe Țarțidze. Cu umărul pus acolo pe adversarul său. A intrat pentru prima oară în această partidă David Stan, cel care comite prima greșeală personală. Așadar, David Stan, nu Lăsesni, jucătorul care l-a înlocuit pe Maestorovic. Primele minute pentru David Stan în meciul de astăzi. Stachy trece de Kalenic, strânge Stan, Stachy se strecoară, dar are Chinion pe finalizarea care în cele din urmă duce la prima recuperare a lui Kalenic. Ciotlăuș accelerează pe centru, îi pasează lui Stan, fentă și faul scos la Dinu. N-a mai reușit după acest contact să se echilibreze suficient, astfel încât să și marcheze cele două puncte. Stan, un jucător care în general nu prinde prea multe minute aici la Galați. E abia a patra partidă în care Florin Nini îl folosește astăzi, iar în precedentele trei media sa a fost de mai puțin de 4 minute pe confruntare. Pentru Robert Stan, acesta fiind cel de-al patrulea sezon pe care îl petrece la echipa dunăreană, fiind adus de la CSU Sibiu. S-au în fine readus la Galați, mai bine spus, la CSU Sibiu, unde jucase două sezoane. Plecase după ce mai evoluase pentru Phoenix Galați, așa cum se numea fosta echipă acestui oraș, înainte de înființarea clubului sportiv municipal. Tuxhausen. Morgan. Schimbare de direcție, aruncare peste Corpodean, la urmărire, Ciotlăuș prinde ofensiv și este încă un faul al lui Dinu. A treia greșeală personală și atacul continuă pentru CSM Galați. E chiar a cincea de echipă, astfel că Marius Ciotlăuș va beneficia de alte două aruncări libere. Un sezon în care Ciotlăuș are procentaj de 64% la linia de fault. Astăzi cel care este și capitanul Galațiului cu 5 din 6. Dinu. Stachy. Accelerează, pătrunde și este fault în momentul în care cred că pasa Stachy. În a patra greșeală de echipă la CSM Galați, n-ar trebui să fie doar aruncări libere. Nu e bonus pentru Petrolul Ploiești și într-adevăr este repunere de Supano care o va efectua cu Drusin. Negoiță, Stachy. Asta cu blocajul. Stachy aici. Apărat de Stan. Schimbare de ritm. Însă mingea s-a deșurubat mânerul acolo în drumul spre coș pentru un DeMarcus Stachy care își recunoaște greșeala. Capitolul la care spuneam, a stat foarte bine Petrolul în prima jumătate, ajunge acum la un total de 5. Prima minge pierdută în această parte secundă de către formația ploieșteană. Kalenic, Ciotlăuș, Stan. Sunt trei jucători români pe parchet în acest moment pentru CSM Galați și Robert Stan scoate alte două aruncări libere după ce a evadat foarte bine prin defensiva adversă. Aici s-a prefăcut că îi va înmâna mingea lui Morgan, după care a accelerat prinzându-l pe contact acolo pe Vlad Negoițescu. Aflat la a doua greșeală personală. Time-out cerut de Nemanja Tomić. Antrenorul celor de la Petrolul Ploiești. În această vară a primit încrederea pe ploieștene de ajunge antrenor principal. Speră că astăzi să vină și prima victorie pentru formația sa.
Până acum lucrurile au mers bine. Echipa lui conduce la un avantaj de 11 puncte, dar asta nu înseamnă că meciul este încheiat. După această etapă, Petrolul Ploiești joacă la Constanța, împotriva unei echipe ce reprezintă România în cupele europene, dar care are un sezon foarte slab până în acest moment. Constanța a pierdut toate meciurile jucate în FIBA Europe Cup, având însă și o grupă foarte puternică, iar în campionat are un singur succes după 7 etape. Așadar, în funcție și de ceea ce face CSM Constanța în această rundă, când joacă la Pitești, e posibil să fie o dispută între două echipe cu o singură victorie în tot campionatul săptămâna viitoare. Apoi meci acasă cu Timișoara, deplasare în Giulești pentru o partidă cu Rapidul și meci acasă cu Râmnicu Vâlcea. Așa arată programul confruntărilor viitoare pentru echipa ploieșteană. De partea cealaltă, pentru CSM Galați, care nu reușește să obțină aici niciun punct prin aruncările lui Stan, ambele ratate, joacă acasă cu Timișoara în runda următoare, apoi se deplasează la Vâlcea, are meci pe teren propriu cu Steaua și urmează seria de foc. După acea confruntare cu Steaua vin în ordine cele mai bune echipe ale sezonului precedent, Cluj, Oradea, Voluntari, Pitești și așa mai departe. Foarte bună apărare lui Ciot Lăuș, Dinu aproape de abatere de 8 secunde, una pe care nu mai poate să o evite. Este încă o minge pierdută pentru Petrolul Ploiești, cea de-a șasea, a doua în acest sfert. Foarte bună apărare lui Marius Ciot Lăuș. Cuxhausen, Morgan, Kalenic pentru Cuxhausen, o fentă, pleacă pe dribbling pe mâna stângă, aruncarea este scurtă, Ciot Lăuș și Kalenic au fost la recuperare, a prins acesta din urmă, dar a făcut pași până arbitrii. Asta este decizia luată de Matei Mitrașcu, este cel care a fluierat abaterea de pași la Kalenic. Stachy, de Corpodean, mulți Arțize, minge pentru care se luptă, dar nu mai reușește să țină posesia după ce a fost jefuit de aceasta de la Mar Morgan. Cuxhausen pentru Morgan, are tripla deschisă, e faultat după ce Corpodean cade pe el. Trei aruncări libere pentru Lamar Morgan și oportunitatea de a ajunge la 17 puncte. Spuneam, un jucător care a venit după ce a evoluat în Islanda în sezonul anterior, în Europa, având experiență în peninsula iberică, Leb Oro, așa cum se numește Liga a doua din Spania, a evoluat pentru Almansa și campionatul Portugaliei, Ilia Bum și Maia, cele două formații care a jucat în basketul lusitan. Prima aruncare transformată, la fel și cea de-a doua, mai are încă una la dispoziție. Trei din trei pentru Lamar Morgan. 68-60, Daniel Laster revine pe parchet, cel mai bun marcator al jocului, 20 de puncte astăzi. Stachy, în faultul ofensiv aici Cuxhausen. Jocul continuă după ce arbitrii au spus că n-a existat niciun fel de intervenție regulamentară. Aici însă e fault la Ciot Lăuș și vor fi două libere pentru Codruș Dinu. Ambele echipe în penalizare, astfel că Dinu
Va merge la linia de fault pentru două încercări. Spuneam, joacă abia pentru a treia oară în actuala stagiune. Codruț Dinu, care a debutat în sezonul 2021-2022. Petrolul Ploiești era atunci în Puști, care avea și făcuse buletin. Sezonul precedent 3,6 puncte în medie pe confruntare, 2,5 acum. Asta după cele două meciuri jucate, e greu de tras o concluzie, încă ratează Cuxhausen, aruncarea de 3, recuperare pentru Stachi, accelerează, îi pasează lui Dinu și vor fi alte două libere plus posesia pentru Petrolul, deoarece este greșeală antisportivă. Nu înțeleg de ce Cuxhausen s-a mai și agățat de maieul lui Dinu. Altfel ar fi fost faul de joc. Vedem faza. E fault aici, îl trage însă de maieu. Greșeală antisportivă absolut corect acordată de către Marius Ciulin. Florin Dini protestează și încasează o greșeală tehnică, astfel că urmează 3 libere acum pentru Petrolul Ploiești. Prima liberă poate fi executată de oricare dintre cei 5 jucători care se aflau pe parchet. Revedem faultul evident de antisportiv al lui Cuxhausen, care îl trage de tricou pe un Codruț Dinu, ce a fost în pericolul de a se lovi acolo de camera aflată în spatele panoului. Stachin își asumă responsabilitatea aruncării libere venite, repet, ca urmare a unei greșeli tehnice încasate nu de Florin Nini, cum a avut impresia inițial, ci de Drew Cuxhausen, pentru că a protestat după ce luase antisportivul. Așa apare în momentul de față pe statistica oficială, ceea ce înseamnă și eliminarea din joc a lui Cuxhausen. Dacă a acumulat un antisportiv și un tehnic, să vedem dacă există vreo rectificare. Nu. Așa rămâne. Cuxhausen așadar, tehnic și antisportiv la aceeași fază. Pasă greșit aici, intercepția lui Morgan, e singur cu inelul și marchează ușor cele două puncte. Între timp, o nouă intercepție a lui Cioclăuș și alte două pentru Galați. Pasa greșită a lui Dinu, intercepția lui Ciotlăuș și cele două puncte marcate ulterior de capitanul Galațiului. Avem, se pare, un tehnic și la Corpodean, care s-a dus să-i ceară socoteală lui Ciotlăuș, considerând că acesta a sărit cu genunchiul pentru a îl lovi intenționat. De altfel, vedem și aici discuția dintre cei doi. Corpodean nu pare a fi convins de Ciotlăuș că a fost o mișcare naturală de basket. Totuși nu este liberă. Fie a fost doar avertisment de greșeală tehnică, fie au luat ambii jucători. O să ne lămurim imediat și revin cu precizări către dumneavoastră. E greu de urmărit exact ceea ce decide arbitrii atunci când ai tot un monitor în față. Stachi ratează aruncarea de 3 puncte, mingea cade pe Corpodean și acolo se duce în afara terenului. E altceva atunci când ai oportunitatea de a comenta din sală, poți vedea exact ceea ce decide arbitrii. Dar, repet, în momentul în care voi avea confirmarea oficială, voi veni cu precizări către dumneavoastră. Pentru moment, aici este un foul care va duce la alte două aruncări libere în favoarea Galațiului. Faultul dat la Țontre Țartidze și două aruncări libere pentru Luca Maistorovici. Și nu a fost tehnic la faza de mai devreme, doar avertisment pentru reacția lui Corpodean.
dar nu a încasat tehnic. Sau, în fine, nu au încasat doi jucători, pentru că dacă a încasat doar el, a fost văzut acest lucru pentru o aruncare liberă care a fost executată de echipa C. A reușit să se apropie acum la 7 lungimi, salvează abaterea de teren Rașoga, dar mingea ajunge la Morgan, care pe contraatac obține faultul la același Țarțidze, a patra greșeală personală pentru georgian și două aruncări libere prin care CSM Galați poate veni la 5 puncte în urma oponenților. Lorenzo Diaconescu se întoarce pe parchet. Morgan ratează prima aruncare. 4 din 6 astăzi la linia de fault pentru cel mai bun marcator al oaspeților. 19 puncte are Lamar Morgan. Partit aici perechea de libere. Lațiul vine la 6. Repet, diferența maximă între cele două echipe a fost de 14 puncte, înregistrată atât pe parcursul sfertului al doilea, cât și în acest act terț. Stachy, Corpodean, Laster sub panou, abatere de 3 secunde. După aceea, americanul a stat prea multă vreme în zona vopsită, sau poate pasa a venit prea târziu. În orice caz, este abatere de 3 secunde aici la Laster. Decizie corectă. Stan, Morgan, Ilves. Ocazul pus de Maestorovici. Din nou Morgan trage de 3. La urmărire este Ciotlăuș. Faultat pe aruncare. A șaptea urmărire a lui Marius Ciotlăuș. Fi două aruncări libere pentru el acum. 64% procentajul în actualul sezon pentru Marius Ciotlăuș la linia de faul. Jucătorul care evoluează în medie cele mai multe minute pe partidă la CSM Galați, 30 de minute și jumătate, stă capitanul gălățenilor pe teren. Dintre jucătorii români este clar că e omul numărul 1 de încredere pentru Florin Ini. Ciotlăuș deja cu sezoane bune adunate aici la CSM Galați, unde joacă pentru al cincilea an consecutiv. Stachy, Laster accelerează pe braciul stâng, însă este acolo Robert Stan, care îi coboară tavanul. Ce un capac de zile mari reușit de basketbalistul român. Domnule Laster, să rămâneți din partea mea la cele 20 de puncte pe care le-ați marcat, pentru că alte două nu le veți primi aici. A fost mesajul transmis de către Stan. Rămân 10 secunde din atacul ploieștenilor, cu Rașoga pasându-l lui Diaconescu. De acolo la Stachy, care accelerează, e faul și vor fi două libere, după ce Lamar Morgan a fost sancționat cu a treia greșeală personală. Încep să se înmulțească greșelile și aruncările libere în același timp. Vor ajunge la 21 de aruncări libere încercate cei de la Petrolul Ploiești, în timp ce CSM Galați are 32. Din punctul ăsta de vedere, fluența meciului, cursivitatea acestuia a scăzut foarte mult în sfertul al treilea. Ciotlăuș, Diaconescu, Ilves pentru Stan, mai departe la Morgan, oprește dribblingul, îi pasează lui Maestorovici, mingea înmânată lui Ilves, 5 ticăieri ale ceasului de atac, a angajat Maestorovici, aruncare aproape pe sirenă, recuperată de către Laster, care prinde pentru a doua oară și îi trimite lui David Rașoga. Feră fault aici la Ilves. Greșeala personală cu numărul 4 pentru Ilves, dată parcă prea ușor din unghiul pe care l-am avut. Și situație complicată așadar pentru încă un jucător al lui Florin Nini.
Arașoga la linia de libere, două aruncări care beneficiază 78% procentajul său pe parcursul acestui sezon. Intră prima. Încercare pentru Rașoga, această dată ratată. Ciotlăuș recuperează, 5 secunde rămase până la finalul sfertului 3. Ciotlăuș primește de la Ilves, e bună dacă intră, dar se duce în paroul. Petrolul Plăiești își păstrează jumătate din avantajul maximum pe care l-a avut pe parcursul jocului. Este 75-68 după 30 de minute. Meci care contează pentru etapa cu numărul 8 a Ligii Naționale de Basket, Getica 95. O etapă din care s-a jucat deja o partidă pe care am avut-o în direct la prima sfert puțin mai devreme. 68-63 între SCM Windset Suisse Timișoara și SCM Craiova. Meci cu foarte puține puncte, în doar 3 sferturi de joc. Cele două echipe pe care le urmărim acum au mai multe puncte decât au avut cele două de care aminteam în acea confruntare. Însă importantă este victoria. Timișoara cu acel succes a reușit să urce la 4 meciuri câștigate și 4 pierdute, în timp ce SCM Craiova coboară la 3 victorii și 5 eșecuri. Au fost cele două echipe care anul trecut au ratat pentru prima oară play-off-ul după foarte multă vreme. Craiova nu mai ratase calificarea în post-sezon din 2015, în timp ce Timișoara în 2016 avusese ultimul campionat care nu reușise să se califice în fazele eliminatorii. Între cele mai bune 8 echipe ale Ligii Naționale de Basket, Getica 95, cea care anul acesta revine la sistemul clasic, sistemul folosit în majoritatea campionatelor din Europa, unde se joacă tur-retur, fiecare cu fiecare, iar apoi primele 8 clasate merg în play-off, unde toate seriile vor avea sistemul cel mai bun din 5 partide pe parcursul acestei stagiuni. Locul 1 întâlnește locul al 8-lea, locul 2, locul 7, poziția 3-a, echipa care a terminat pe 6 și, evident, ultima serie, cea dintre locurile 4 și 5. Avantajul terenului propriu fiind de fiecare dată de partea formației care a avut bilanțul mai bun în sezonul regulat. Pentru Galați și Ploiești nu cred că sunt prea multe speranțe la play-off. Mai degrabă cele două echipe vor încerca să evite retrogradarea. Reamintesc că se află pe ultimele două locuri fără victorie după primele 7 etape. Ploieștiul având de jucat și o restanță, însă șansa aproape inexistentă de a o câștiga, având în vedere că este chiar împotriva campioanei UBT. Pătrunderea lui Corpodean, mingea lăsată pentru Iaconescu. Fault aici asupra lui Ilves. Rașoga este cel care a comis această greșeală personală. Maestorovic, apoi pentru Ilves. Una stângă, Ilves, trecoara, Atanac, este Ciotlăuș cel care ajunge la 13 puncte în urma celei de-a 7-a pasă decisive distribuite de basketbalistul eston. Și acum Stachy, Iaconescu, Corpodean, înapoi pentru Marcus Stachy. Iaconescu, Corpodean, extrapasă, Rașoga din colț, pila 8 la buzunarul superior și David Rașoga ajunge la 9 puncte. Meci excelent făcut de puștiul Ploieștiului. Maestorovic, Morgan, pe mâna stângă, Morgan, and one! 22 de puncte și pot fi 23 dacă Lamar Morgan își transformă și aruncarea liberă adițională. E peste media lui de 17,3 pe întâlnire. Foarte bine a obținut aici contactul lui. Revedem și reușita de 3 puncte
a lui David Rașoga de la atacul anterior al Petrolului. Morgan nu transformă libera, recuperează Laster, faultează Kalenic. A treia greșeală personală. Spuneam, multe faulturi făcute în acest meci. Sunt 22 de faulturi comise de jucătorii Petrolului, 19 de partea cealaltă pentru CSM Galați. Și au fost și multe libere. Petrolul a executat 23, transformând 17 dintre acestea. Galațiul 33, dintre care 23 au intrat în coș. Strachi de afară, mingea cade pe inel, e recuperată de Kalini. Ilves acum îi trimite lui Lamar Morgan. Ciotlăuș, mai Storovici, vede omul liber, Ilves îi pasează lui Kalenic, tripla e recuperată tot de Ilves, care însă din săritură trimite către Rașoga, printre doi adversari, super pasă și end-one-ul lui Laster. Ce viziune aici pentru Rașoga, cel care a trimis exact în momentul în care ușile urmau să se închidă, dar a strecurat-o bine pe poziție viitoare pentru un Daniel Laster care este faultat de Morgan, aflat la a treia greșeală personală, și Laster are oportunitatea să ajungă el la 23 de puncte acum. Prima pasă decisivă în acest meci pentru omul care, vă spuneam, a fost o piesă importantă a Naționalei României la campionatul european sub 16 ani, Divizia B. România a reușit promovarea pe prima scenă valorică la această categorie de vârstă. Kalenic acum trimite pentru Lamar Morgan, mingea la Ilves, blocajul lui Stan, aruncarea lui Ciotlăuș peste inel. Stan o împinge însă inteligent aici în Stachy, în Laster, pardon, și a dat seama că nu avea cum să recupereze el, dar a putut folosi acest procedeu de streetball care a împins mingea în adversarul lui și a păstrat posesia pentru Galați. Posesie transformată în două puncte după apărarea visătoare a Petrolului. Cât de liber a apărut în spațiul de 3 secunde Andrei Kalenic, care a înscris restingherit al doilea lui gol și în meciul de azi. Stachy, Corpodean, tot el schimbă direcția, pasa, ricoșează din picior. Va fi atac nou de 14 secunde, tot cu posesie pentru Petrolul Ploiești, care păstrează în continuare un avantaj de 9 lungimi. Timeout cu puțin peste 7 minute până la finalul acestei întâlniri. Una în care Petrolul continuă să aibă un procentaj foarte bun la aruncările de 3 puncte, unul care s-a deteriorat între timp pentru CSM Galați. 9 din 19 au ploieștenii pentru un 47% față de 5 din 20 cu doar 25% pentru CSM Galați. Formație care are 6 recuperări în plus. Bătălia la recuperare câștigată în prima jumătate, în partea a doua e egalitate între cele două formații. Iar la mingile pierdute, ceea ce a funcționat excelent pentru Petrolul Ploiești a început să nu mai meargă în partea a doua și asta a permis Galațiului să se apropie. În primul rând asta, zice, erau doar 4 mingi pierdute până la pauză de Petrolul Ploiești, numai puțin de 7 într-un sfert și mai puțin de 3 minute din acesta al doilea, celei de a doua jumătăți. Recuperările ofensive au dus la 12 puncte pentru CSM Galați față de doar 6 pe cea de-a doua șansă pentru Petrolul Ploiești. Galațiul având și o bancă ușor mai productivă, 21 de puncte pentru jucătorii veniți de pe banca de rezerve pentru formația vizitatoare față de 17 cât a avut Petrolul Ploiești. Stachy. În fața lui este Vlaicu, intrat pe parchet la acest timeout și DeMarcus Stachy reușește să folosească aici de experiența superioară și probabil și de forța mai mare pe care o are, pătrunzând și marcând cele două puncte prin care ajunge la 21
8 din 15 astăzi din acțiune pentru conducătorul de joc al Ploieștenilor. Pasa lui Vlaicu pentru Stan, semicriticul de stânga, este recuperat de Laster, care ajunge la 4 urmăriri. Stachi din nou faultat de Vlaicu Popa. Prima greșeală personală. Șoga, ocazul lui Diaconescu. Șoga îl găsește pe Laster, angajat aici Diaconescu, pe mâna stângă ajunge la 10 puncte și Petrolul se distanțează din nou la o diferență formată din două cifre. Galațiul n-a mai condus din startul sfertului al doilea, atunci când ploieștenii au preluat avantajul și nu l-au mai pierdut. 2 puncte de la Lamar Morgan, 24 în total. Pentru asta trebuie să le dăm credit oaspeților, nu renunță această întâlnire, 6 minute care pot fi interesante. Laster, mai puternic decât Popa, strânge să foarte bine Stan, recuperare ofensivă a lui Diaconescu și va fi angajament 1-1. Din nou, regula posesiei alternative este cea care va fi aplicată aici. Mingea este pentru Galați. Ilves. Blocajul lui Lăsesni. Ilves. Pentru Ciotlăuș. Reprimește. Grigori Ilves oprește driblingul, pasa i-a fost intenționată lui Ciotlăuș, a trimis prea sus, acesta totuși controlează o minge care a ricoșat spre el cu destul de mult noroc. 7 secunde rămase din atac. Ilves, pentru Ciotlăuș trebuie să arunce, o face de la semidistanță și înscrie 2 puncte prin care ajunge la 15. Marius Ciotlăuș în această întâlnire stabilește cea mai bună performanță stagională. 13 puncte a mai avut în meciurile cu Constanța și Dinamo. Spuneam 15 acum, după cușul de mai devreme. Laster, sub panou, găsește aici pe Tarțițe. Capcană inițiată de la Sedni și Ciotlăuș. Mingea scoasă la Diaconescu. Faultat de Stan. 2 libere urmează pentru Lorenzo Diaconescu. Și pentru el poate fi cel mai bun meci al sezonului în ceea ce privește punctele marcate. Cel mai mult a înscris 13 până acum, are astăzi 10. 13 puncte au fost reușite de către Lorenzo Diaconescu în partida jucată în Arena Gabriela Sabo contra lui CSU Volun. Ratează prima aruncare liberă. Diaconescu, un jucător cu procentaj de doar 50%, linia de fault în actualul sezon. Asta se întâmplă și aici. Împarte perechea de aruncări. Scorul devine 88-78, mai puțin de jumătate de sfert până la finalul acestei întâlniri, care va aduce prima victorie stagională pentru oricare dintre cele două formații. Oricare ar câștiga această dispută. Ratează Lăsesni aruncarea de 3. Prinde Dinu pentru a doua oară. Mingea este la Stocchi. Laster accelerează, aruncă, marchează. Sunt în acest moment 25 de puncte pentru Daniel Laster. Morgan de 3, kabum! 27 în partea cealaltă pentru Morgan. Și Galațiul încă e în meci. 90-81, 4 minute până la încheierea celui de-al patrulea sfert. Stachi de lângă Ciotlăuș, perfectă aruncarea pe mâna stângă. 23 de puncte și pentru Stachi. Morgan lasă prost această pasă, o lasă prea jos pentru Ilves, căruia îi vine sub genunchi. Imposibil de recepționat așa ceva. Minge pierdută de către CSM Galați, este cea de-a noua
capitol la care echipa vizitatoare a stat excelent, mai ales în partea a doua, abia a treia minge pierdută, de fapt a doua minge pierdută de CSM Galați în a doua jumătate a confruntării. Morgan responsabil cu o treime din cele 9 turnovers pe care le are formația antrenată de către Florin Mihai. Cel care a solicitat timeout după această eroare vă reamintesc basket din Eurocup săptămâna viitoare pe canalele Prima Sport, Valencia, Cedevita Olimpia, Ljubljana, miercuri de la ora 21:30 pe Prima Sport 3 și UB de Cluj, Vietka Belispane, Vejis, meciul între Valencia și Cedevita e marți de la 21:30, am zis miercuri, marți de la 21:30, Valencia, Cedevita, iar miercuri de la ora 19, UB de Cluj, Vietka Belispane, Vejis. Rămâne de văzut dacă se vor mișca suficient de repede clujeni încât să aducă un înlocuitor pentru Kevin Hervey, care a fost anunțat astăzi ca despărțit de echipa clujeană după evoluțiile nesatisfăcătoare ale unui jucător, altfel spuneam, cu experiență inclusiv în NBA. Însă asta nu înseamnă întotdeauna că și implantul e unul care să reușească. Lumea se aștepta la mult mai multe de la Hervey, iar atitudinea este cea care, în opinia unora, a lăsat de dorit. Intercepție aici după pasa greșită a lui Stachy. Morgan o caută de 3, ajunge la 30 de puncte și Galațiul are în continuare puls. 92-84 în urma unei acțiuni de contraatac la care gălățenii au fost maximum. Lasker pe coș, prea puternic aruncarea, dar ia acolo Țarțidze. A cincea lui recuperare, 9 puncte pentru Georgian. 94-84. Lăsesni. Nestorovici, din nou Lăsesni. Ciotlăuș, liber la 3. Bingo! 18 puncte pentru Marius Ciotlăuș, care ține în continuare kilometrajul în mișcare la cel mai bun joc făcut în actualul sezon în Liga Națională de Basket. Pasă riscantă a lui Diaconescu, ce intră, însă nu mai este a doua servire a lui Lăsesni, dar oricum se pare că a fost abatere de picior. Posesie pentru trupa lui Florin Nini. Diferența scăzută la 7, vedem încă o dată acțiunea. Da, pasă dată total aiurea de către Laster, direct în piciorul lui Diaconescu. N-avea cum să facă preluare decât dacă era jucător de fotbal. În orice caz, în basketul n-ar fi fost regulamentar. Morgan de 3 ratează o aruncare urmărită de Ciotlăuș. Este la o recuperare de double-double în acest match. Lăsesni, de lângă Rașoga, strânge Țarțidze, dar asta l-a eliberat pe Maestorovici, care a primit pasa perfectă și a înscris ușor cele două puncte, ajungând la un total de 13. 5 lungimi au mai rămas între cele două formații. S-ar putea să avem un final tensionat în sala Olimpia din Ploiești. De Marcus Stach, prin blocajul lui Lastră. Stach încearcă să-l atace pe Ciotlăuș, aruncare foarte grea, Maestorovici n-a putut prinde, o face Corpodean, trimite spre coș în ultima secundă, Ciotlăuș are acum a 10-a recuperare. Tot el îl angajează pe Maestorovici, cu Țarțidze lângă el, se ridică și obține faultul, reușind în același timp să îl elimine pe Zotne Țarțidze, a cincea greșeală personală pentru jucătorul georgian. Asta dacă nu s-a fluierat la altcineva. În orice caz, sunt două libere pentru Maestorovici. Îl văd pe Țarțidze așezat la recuperare. S-ar putea să se fi dat la Rașoga, da. Rașoga este cel care a strâns și a coborât brațul. Țarțidze a stat cu brațele ridicate pentru că știa că nu poate să facă altceva, având cele patru greșeli personale. Și a evitat astfel eliminarea. Deci rectific, Țarțidze rămâne cu 4, Rașoga ia faultul, recuperare ofensivă pentru Lăsesni, tot el urmărește și scoate alte două libere. Incredibil cum fază de fază avantajul ploieștenilor se micșorează. Maestorovici a ratat prima liberă, a marcat prima liberă, a ratat-o pe cea de-a doua, dar blocajul defensiv a lipsit.
Și astfel vine faultul comis de către Laster. A treia greșeală personală pentru el. Lăsesni la linia de libere. Prima aruncare transformată. E diferență de o posesie în acest moment. Un minut și jumătate până la final. Lăsesni o coboară la două lungimi. Time out Nemanja Tomić. 94-92. Un minut și jumătate până la final. Reamintesc că Galațiul nu a mai condus din startul sfertului al doilea, iar Petrolul a avut în două rânduri avantaj și de 14 puncte. Foarte important acum cine va reuși să gestioneze mai bine finalul de joc, cine va reuși să aibă soluțiile de a marca într-o partidă în care punctele n-au venit tocmai dificil. 94-92 este un scor mare. Cel mai bun marcator al jocului, omul care a marcat acest coș, Lamar Morgan, 30 de puncte pentru el, 10 din 16 din acțiune, cu 5 din 8 la aruncările de 3. 8 din 25 au în total de afară gălățenii, din ce Petrolul a marcat de 9 ori din 20 de aruncări. Cel mai bun realizator al formației gazdă, din Daniel Laster, cu 25 de puncte, secundat de Stachy, care are 23. La CSM Galați, al doilea realizator fiind Marius Ciotlăuș, care face cea mai bună partidă a lui în actualul sezon. 18 puncte cu 10 recuperări pentru Ciotlăuș. De remarcat și cele 11 pase decisive distribuite de Ilves. N-a marcat decât 3 puncte astăzi, dar a fost omul care a așezat perfect ofensiva formației sale. Are doar 3 puncte, dar asta din doar 2 aruncări. S-a ocupat mai mult să îl găsească la acțiunile pe care le-a avut cu echipierii liberi. Stachy sub panou, aruncarea lui Laster. 2 puncte importante pentru Petrolul. 27 cu 10 din 17 în acțiune pentru Laster. Ilves, Lăsesni. Din nou Ilves pentru Lăsesni. Îl prinde Caperole pe Diaconescu, scoate spre Ilves. A doua de treia lui nu intră. Tot el recuperează însă și Galațiul reciclează atacul. Ciotlăuș, Maistorovic, minge mânată lui Ilves. Încă o dată Ciotlăuș. Aruncare grea aici, la care a cerut faultul, însă brațele au fost ridicate și au strâns foarte bine jucătorii Petrolului. Stachy faultat de Morgan, vor fi două libere. A patra greșeală personală pentru Lamar Morgan. DeMarcus Stachy cu oportunitatea de a ajunge și el la 25 de puncte. Și șansele Petrolului au crescut considerabil, dată cu această obținere de posesie și faultul ulterior. Este din nou timeout, Stachy are nevoie și de ceva îngrijiri medicale. Acolo că s-a lovit la picior la faza precedentă, contactul cu Lamar Morgan. Pot fi 6 puncte avantaj favoarea trolului dacă Marcus Stachy formă cele două aruncări de care va beneficia. Procentajul lui este de 71% în actualul sezon. În meciul de astăzi Stachy are 3 din 4 la linia de libere. Partidă, spuneam, cu 23 de puncte, alături de acestea a mai adăugat 5 pase decisive, 4 recuperări și 2 intercepții. Fiecare punct contează extrem de mult. Care intră în gândura Florinini. Știe că
oportunitatea unei victorii. Începe să se diminueze considerabil în acest moment. 2-2 pentru DeMarcus Stachy. 25 de puncte pentru el, 6 avantaj pentru Petrolul Ploiești. Ilves. Iese Lăsesnii. Îl angajează pe Maistorovici, care marchează repede cele două puncte. Diferența scăzută la 4. Jocul a fost oprit pentru că s-a cerut schimbare. Repune Rașoga. Laster aici, în capcană, de drumul la minge. David Rașoga trece de centrul terenului, îi pasează lui Stachy, cel care a revenit pe parchet. Laster. Gălățenii nu faultează decât acum. Și o fac asupra unui DeMarcus Stachy, care clar are încrederea ridicată. Chiar dacă șchiopătează el, chiar dacă este lovit, tocmai a marcat mai devreme două aruncări libere. Poate că ar fi fost mai inspirat un fault asupra lui Rașoga. În condițiile în care vorbim de un basketbalist de 16 ani, e mai probabil să aibă ceva emoții un jucător precum Rașoga decât unul ca Stachy. Da, în fine, se poate întâmpla și unor oameni cu experiență uriașă să rateze la libere. Nu e cazul la prima aruncare a lui Stachy. O ratează însă pe cea de-a doua. Storovici recuperează. Vlaicu pentru Lăsesni. Pasă spre Maistorovici. Coșul nu e valabil. A fost fault înainte. Lăsesni va avea două aruncări libere. Sunt însă 5 puncte diferență între cele două echipe. Lăsesni va trebui să își marcheze ambele aruncări, iar apoi gălățenii să provoace o minge pierdută de la adversar pentru a avea șansa de a egala și de a trimite meciul spre prelungiri. 12 puncte are astăzi Craig Lăsesni, ratează prima liberă și în acest moment cred că s-a cam anulat orice șansă, oricât de mic ar fi fost ea, pentru că acești senegalați să mai poată câștiga această partidă. Nici a doua încercare nu intră, recuperează Ciotlăuș, ratează și el, Morgan n-a mai prins-o, mingea este acum la Dinu și Petrolul Ploiești câștigă pentru prima oară în sezonul 2024-2025, după ce învinge CSM Galați cu 99-94 și lasă astfel echipa dunăreană drept singura formație care nu a câștigat niciun meci în acest sezon. Omar Morgan, cel mai bun realizator al jocului, 30 de puncte, secundat de Marius Ciotlăuș de la Oaspe Sport, 10, n-au fost însă suficiente după ce gazdele i-au avut pe DeMarcus Stachy, 26 de puncte, și pe Daniel Laster, cel mai bun marcator al gazdelor, 27, cei care au combinat astfel pentru 53 de puncte și au fost decisiv în această victorie care o face să aibă succes și 6 eșecuri după 7 meciuri jucate. 0-8 de partea cealaltă pentru CSM. Ne întâlnim din nou cu basketul, spuneam, marți de la 21:30. Avem Valencia, Țelia Vita, Olimpia, Ljubljana. Până atunci, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu mine, sănătoși, rămâneți!